Noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 este una din cele mai tragice în istoria Basarabiei. Anume atunci, în toiul nopții, mii de familii basarabene au fost trezite în zgomotul mașinilor și loviturilor de automat în poarta ușilor, care prevesteau începutul calvarului deportărilor. Contrar unor stereotipuri înrădăcinate în cultura noastră istorică, deportările nu au caracterizat doar stalinismul. Primele strămutere ale țăranilor basarabeni s-au petrecut la sfârșitul secolului 19-20, atingând apogeul în perioada reformelor lui Stolypin. Iar deportările au continuat și după moartea lui Stalin, în mare parte prin destălinirea pământurilor în Kazahstan și construcția marelor cincinale sovietice, cum ar fi magistrala Baikal-Amur. Basarabia a cunoscut în perioada stalinistă trei valuri mari de deportări. În anul 1941, 1949 și 1952. Dar strămutarea populației basarabene a avut loc continuu între anul 1940 și 1953. Pregătirea operațiunii de deportare din 12-13 iunie 1941 a început la 11 noiembrie 1940, când printr-o directivă secretă a NKVD-ului erau organizate listele cu elementele indezirabile ostile regimului sovietic. Deportările din Basarabia au fost inițiate și executate de 5 călăi. Primul, Iosif Stalin, arhitectul marei terori din Uniunea Sovietică, care a fost extinsă și asupra Basarabiei. Cel de-al doilea, Lavrenti Beria, lacheul lui Fidel, care a realizat acest sistem de teroare. Cel de-al treilea este Sergo Goglidze, împuternicitul Comitetului Central al PCUS, trimis în Basarabia la 7 mai 1941 pentru a coordona realizarea deportărilor. Ceilalți doi erau locali. Pavel Borodin, prim secretarul Partidului Comunist din Moldova, în timpul căreia s-au realizat aceste deportări. Și în cele din urmă, Iosif Mordoveț, comisar adjunct al Comisariatului de Interne, care a pus în aplicare mașina deportărilor în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Operațiunea de strămutare a populației din Basarabia făcea parte dintr-un plan mai amplu de curățire de elemente antisovietice organizate de URSS în teritoriile ocupate după anul 1939-1941. În ele intrau Ucraina și Belorusia de vest și cele trei țări baltice, Lituania, Letonia și Estonia. În total, din aceste teritorii vor fi deportați în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice circa 85.000 de oameni. Numărul total al persoanelor care urmau să fie deportate era fixat de autoritățile sovietice la 32.423, dintre care aproximativ 6.000 erau capii familiilor ce urmau a fi arestați, iar 26.000 erau membrii familiilor ce urmau a fi duși în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice. Din acest număr, 18.000 erau din teritoriul actual al Republicii Moldova, iar 14.000 din nordul Bucovinei și sudul Basarabiei, anexate la Ucraina după 1940. Pentru transportarea populației ce urma a fi deportate, au fost organizate 13 centre de cale ferate unde ei urmau să fie concentrați. Cele mai importante fiind la Cernăuți, Chișinău și Bălți, unde au fost dislocate mii de vagoane. Gara din Chișinău a fost una din locațiile centrale ale deportărilor. În zorii zilei, aici fiind aduși peste 3.000 de oameni care au fost îmbarcați în 184 de vagoane. Deportările din 1941 au fost o tragedie în trei acte. Prima a început chiar în toiul nopții de 13 iunie, când sute de mii de lucrători ai Comisariatului de Securitate, de Interne și ale Apărării au descins în satele și orașele basarabene. După identificarea membrilor familiei, erau anunțați că în numele conducerii supreme ale Uniunii Sovietice vor fi deportați în regiunile îndepărtate ale Siberiei. Acționând ca toți bandiții în toiul nopții, organele sovietice nu au respectat nici măcar propriile regulamente, care prevedeau 2 ore pentru organizarea deportării. Li s-a acordat doar 40 de minute și în locul celor 100 de kilograme de bagaj, doar 40. Astfel, practic într-o oră, soarta a zeci de mii de basarabeni a fost frântă pentru totdeauna. Fără de legile autorităților sovietice au continuat și în momentul îmbarcării. În vagoanele incomode
destinate transporturilor de vite și unde puteau încăpea maxim 20 de persoane, au fost înghesuite între 70 și 100 de oameni. La scurt timp s-a produs și al doilea act al tragediei basarabene, când la anumite stații bărbații și capii familiilor vor fi despărțiți și nu vor mai fi văzuți niciodată pentru că vor fi transportați în gulag. Restul membrilor familiilor vor fi duși în așezările speciale din Siberia și Kazahstan. Cel de-al treilea act al tragediei basarabene este legat de soarta celor arestați în noaptea de 12 spre 13 iunie. 450 de oameni vor fi executați de troicile încăvădiste în Palatul Metropolitan din Chișinău, în clădirea Consulatului Italiei, la Facultatea de Teologie și în penitenciarul din Cetatea Albă. Deportările populației din Basarabia au continuat și pe parcursul războiului. Un document din 15 septembrie 1941, prezentat de Beria lui Stalin, relata că la acel moment, din RSS moldovenească, au fost deportați 22.000 de persoane, ceea ce era cu 4.000 mai mult decât cifra inițial stabilită. Unul din marele mituri ale deportărilor este etnicizarea lor, prezentate simplificat ca un genocid al rușilor împotriva românilor. În realitate, dacă să judecăm după autorii lor, atunci Stalin și Gogliță erau georgieni, Beria era migrel, Mordoveț era evreu, iar Borodin era ucrainean. Iar alături de românii majoritari, victime ale represiilor staliniste au fost rușii din vechiul regim, intelectualii și comercianții evrei, ucrainenii, găgăuzii și bulgarii proprietari de pământ, toți considerați dușmani de clasă. Prin urmare, deportările au afectat toate naționalitățile din Basarabia și ele sunt un important punct de reflecție pentru cei care vor să le nege, minimalizeze sau să le instrumentalizeze tendențios. Pentru că asasinați sau morți de foame și de frig în vagoane, aruncați în stepa kazahă, mii de basarabeni nu s-au mai întors acasă, ceea ce n-ar trebui să uităm niciodată. Pentru că cine uită istoria, riscă să o repete.